Săptămâna aceasta la Arad are loc a treia ediție a simpozionului internațional Traficul de persoane, o abordare multidisciplinară în organizarea Fundației Proprietenia. Sunt onorat să văd atâtea persoane aici în sală, specialiști, experți, oameni care s-au dedicat prin ceea ce fac, nu numai muncilor, în sensul strict al cuvântului, ci și în eradicarea acestui flagel care înseamnă traficul de persoane. Este foarte important să conștientizăm opinia publică despre realitatea acestei probleme, pentru că am observat că în România mulți oameni nici nu cred că există cu adevărat trafic de persoane. În acest scop, de exemplu, joi vom prezenta la Opera din Timișoara un spectacol în care este vorba despre o fată din Europa de Est care cade victimă unei rețele de trafic de carne vie din Marea Britanie. Am început în 93 să lucrez în asistență socială. Eram stupefiată de fenomenele care aveau loc. Copii ai străzii, traficați de alți adulți ai străzii, fete tinere care erau victimele unui abuz sexual sau chiar maltratate și așa mai departe. Iată că dacă ne unim forțele, autoritățile locale, comunitatea, poliția, autoritățile internaționale și toți cei care putem să facem ceva, se întâmplă ceva. Traficul de persoane, indiferent care, cum ar fi definit sau ce forme ar îmbrăca, cu siguranță va trebui abordat întotdeauna dintr-o perspectivă multidisciplinară. Dezideratul tuturor instituțiilor pe care le reprezentați astăzi este acela de a contribui la diminuarea, dacă nu putem vorbi de eradicarea completă a acestui fenomen care nu cunoaște frontiere. Lucrările simpozionului se vor desfășura pe durata întregii săptămâni.